Nu e suflet mai bun pe pământ decât mama mea. Mi-a dat viața la care aș renunța numai pentru ea. Mama e cel mai bun prieten pe care l-am avut. Mă ajută cu orice și nu-mi dă nimic cu împrumut. Mama, iubită mama, trec anii peste tine, îmbătrânești și mi-este teamă. Mi-e teamă, mama mea, că vei pleca la Dumnezeu. Rămâne copilul tău fără un sprijin la greu. Să știți, nu trebuie să plângeți. Cineva care vă iubește foarte mult s-a gândit să vă facă o zi mai deosebită. Cine să fie? Cine să fie? Nu știu. Copii! Care dintre copii? Care dintre copii? Sau o fi de la domnul? Și încearcă să bage copiii înainte? Avem. Doamna Pipica, de la dumneavoastră, de la dumneavoastră venim cu surpriză? Da. Ia auziți. Am găsit autorul surprizei noastre. Hai, din tine eu. Hai, rude cu mine. Te. De ce plângi? Hai, că ce știi cine ți-a făcut. Păi așteptăm. Da, eu vă vinovă. Cine e ăla? De ce e el? Copilul meu. Cum îl cheamă? Cosmin îl cheamă. Cosmin? Știi ceva de prezența noastră? Este într-adevăr un om care... Nu știm acum dacă este chiar băiatul. Avem floricele pentru dumneavoastră astăzi. Și o șampanie. Tortulețul nu vii să dezvolui acum, că ne dă de gol. Să vedem, ziceți Cosmin, ultimul nume, din partea cui să fie surpriza. Păi da, da, Cosmin zice că nu e din partea lui. Altcineva, cine ar mai... Capac Ion Andrei, mai e și capac Aurel. Nu e, nu e. Aurelul doare măseaua. De ce Cosmin, dar e Panail. Are două nume. Doctorul Panail, cunoașteți din Craiu? Da, nu cunoașteți. O să citim din mesajul care îl avem pentru dumneavoastră. Să vedem cine ar putea fi. Nu, stai puțin. Nu e zonă. Nu e, trebuie să ziceați. Nu e. Atunci e ăla, ia uite, Cosmin. El. 100%, sigur. Da, el este. Draga noastră, o să-ți rămânem datori toată viața pentru nopțile tale nedormite și grija pe care ne-o porți. Îți mulțumim foarte mult că ne ești alături, fără să ceri ceva în schimb. Astăzi, de ziua ta, să zâmbești mai mult, să ți se îndeplinească visele, iar îngerul păzitor să te protejeze mereu, norocul să-ți viziteze casa, fericirea să fie fără limite, iar Dumnezeu să fie milos cu tine. Noi te respectăm, te iubim și îți mulțumim pentru ceea ce suntem astăzi. Cu drag, surpriza, mesajul și cadourile vin din partea... Și... Cosmin! Eu am aici Paul, Nora Casandra și nepoții Lorena și Sofia. Să le dea Dumnezeu sănătate. Seamănă cu mine. Și tot bine. Asta le urez. Bun, păi și până la urmă fu Cosmin băgat în treaba asta sau nu? Da. O cheamă și Cosmin. A. Și celălalt? Da. Aur? Da. Este aici? Al mare. E caz. Nu, doare măseaua. Doare măseaua.
Acum a venit cu copilul. Bun, păi... Tot timpul, credeți, dacă ăștia sunt vremurile pe care le trăim... Sănătate la mulți ani. Nu mai bine. Bun, îmbrățișarea și pupicul unde sunt? Da, da. Bun. Viața la care aș renunța numai pentru ea. Hai cu pupicii fiecare. Mama e cel mai bun prieten pe care l-am avut. Mă ajută cu Hai, spune-i! Îți mulțumesc, mam! Îți dea Dumnezeu sănătate și să ieși copiilor tăi! Bun, păi doar atât? O mică, te iubesc toată viața. Spune ei, nu spune mie, uită-te la ea. Toată viața și o să fim lângă tine cât doi, trei. Iertă ea, se uită la mătă. O să fim mereu lângă tine cu toți cu nepoți. Bun, și la mulți ani unde fu? La mulți ani. Bun, să crezi mare, să crezi mic. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și tine și copiilor tăi și nepoților. Bun, îmbrățișare, așa și pupicul. Puneți-o pe fata aia. Te invest foarte mult, îți mulțumesc și cea mai bună poezie. Bun. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Bun. Cuvintele nu-și mai au rostul. Bun. Mă ocupai de două ori deja. Bun. Bine, Cornile, hai. Bun, dar... Bravo, aplauze cu toții. Bun. Doamna, și cum vă simțiți la cei 35 împliniți azi? Foarte bine. Tânără și în putere. Bun. Și eu mai am nelămurirea aia. Cum, surpriza de la copii și dorința legată de domnul soț? Păi e corect așa?
Începarea, adică te pare curată. Nu fac pe tine, nu fac pe tine. Bravo! Niciodată nu i-am făcut așa ziua. Bun! Copiii mei le iubesc, le doresc sănătate, fericire și lor și copiilor lor. Sănătate, Doamne, și nevestele lor, să le dea Dumnezeu sănătate și fericire. Și tot binele din lume. Așa, și toată lumea care e alături de dumneavoastră azi. Și toată lumea care este alături de mine, să le dea Dumnezeu sănătate și fericire din partea. Bun, mulțumim frumos. Suflet mai bun pe pământ decât mama mea. Mi-a dat viața la care aș renunța numai pentru ea. Mama e cel mai bun prieten pe care l-am avut. Mă ajută cu orice și nu-mi dă nimic cu împrumut. Iubită mamă, trec anii peste tine, îmbătrânești și mi-este teamă. Mi-e teamă, mama mea, că vei pleca la Dumnezeu. Rămâne copilul tău, fără un sprijin la greu. Mama, nu vreau să pleci de lângă mine. Of, mama, sau dacă pleci, amă cu tine. Noapte de noapte, eu mă rog la Dumnezeu să trăiești, măicuța mea, atât cât trăiești și el. Sănătoasă pe mama mea. Bunătate, dragoste și milă primesc numai de la ea. Chinul ei, nopțile în care nu s-a odihnit. Până m-a crescut, am durat mult și s-a chinuit. Mama, iubită mamă, trec anii peste tine, îmbătrânești și mi-este teamă. Mi-e teamă, mama mea, că vei pleca la Dumnezeu. Rămâne copilul tău, fără un sprijin la greu. Mama, să pleci de lângă mine. Of, mama, sau dacă pleci, amă cu tine. Noapte de noapte, eu mă rog la Dumnezeu să trăiești, măicuța mea, atât cât trăiești și eu.